CSM Slatina s-a deplasat în primul meci oficial din Liga Florilor pe terenul echipei Rapid Metro București, o grupare care a revenit în Liga Națională în acest sezon. În prima repriză, jocul a fost unul destul de echilibrat. Cu puțină atenție, fetele noastre își puteau crea la pauză un avantaj serios pe tabelă, însă și-au făcut singure meciul și mai dificil. Tabela de marcaj a arătat la pauză scorul de 13-12. Ne pare rău pentru rezultat. Greșelile noastre ne-au dus acolo. Nu am știut să profităm în anumite momente cheie ale jocului. Cred că a fost o cădere psihică în momentul în care ele s-au desprins la 4 goluri. Nu am mai avut puterea necesară de a reveni, deși am încercat, am alergat după ele. Faptul că au intrat ele cu un avantaj minim la pauză, din nou, a fost un lucru demoralizator pentru că noi am condus totuși. Adică am condus în prima repriză, iar ultimul gol l-am luat în ultimele secunde. A fost din nou o greșeală noastră. CSM Slatina a revenit în joc în repriza secundă, alergând până la sfârșitul meciului după egalare. La final însă tabela arăta scorul de 28-25. Am început bine meciul, ne-am ținut de ele, după aceea cred că pe ratările noastre și greșelile noastre le-am lăsat pe ele să își facă jocul. Nu ne-a surprins cu nimic Rapid, au jucat exact ceea ce pregătisem, numai că eu zic că ratările noastre au făcut diferența. Cred că văzând că nu mai băgăm mingea în poartă, am intrat într-o panică, să pot numi așa o panică, văzând că nu ne mai iese nimic, iar noi mergeam, egalam, ele veneau, dădeau gol. Și tot așa, practic am alergat în ultimele minute, cum ai spus, din minutul 40, noi practic am început să alergăm după ele, să egalăm și să preluăm conducerea. Și cred că asta, alergatul ăsta după ele, ne-a făcut să greșim și mai mult. A fost un meci foarte greu, orgolii mari de ambele părți, un meci decisiv pentru rămânerea în ligă, dar eu cred că cele 3 puncte nu sunt pierdute. Mai avem șansă în retur să le recuperăm și să facem meciuri din ce în ce mai bune. Eu cred că am avut un pic de neșansă la finalizare. Dacă eram un pic mai atente, punctele erau ale noastre. Nu au câștigat ele, am pierdut noi. Din acest prim meci oficial în Liga Florilor, CSM Slatina s-a ales și cu o pierdere. Portarul Elena Noghi a suferit o ruptură de ligament încrucișat anterior și o leziune la menisc. Handbalista în vârstă de 18 ani va merge săptămâna viitoare la Târgu Mureș și cel mai probabil va fi supusă unei intervenții chirurgicale.